Când apare el, Mercur iese din retrograd și se aliniază planetele. Este predestinat să vă aducă bună dispoziție în case și în suflete. Doamnelor și domnilor, să-l primim în scenă pe Cabral! Bună ziua și bine v-am găsit la Ce spun românii! Avem o doamnă, doctor, cu doi copii care suferă de autism și care stau la ultimul etaj al unui bloc al cărui acoperiș este cam prafao. Iar cei din asociația de locatari nu au bani să repare acoperișul. Ce facem? Vă zic că ce facem. Facem o ediție extraordinară și în ediția asta extraordinară strângem niște bani pe care îi donăm cu toții către familia despre care vorbim. Astfel încât să aibă un acoperiș deasupra capului, să nu le mai plouă pe fetițe. Asta facem. Și dacă vorbim de ediție extraordinară, avem iar două echipe speciale. Avem sportivi și e-sportivi. Ce e aia? Știți? Da. Nu. Sportivi știți? Da. Tineri frumoși, plini de mușchi, da, care fac sport de performanță. Da. Nu așa. Exact ca la nu așa. Asta zic nu. E-sportivi sunt sportivii care practică sporturi. Extreme. Ha? Au făcut înainte sport. Nu, aia sunt post-sportivi. Aia sunt foști sportivi. Nu, sunt sportivi care practică sporturi electronice. Gaming, să spunem. Înțelegeți? Nu, nu sunt cam așa, nu sunt. Că îi merg și la sală în timpul liber. Mi-a arătat, deci sunt cam așa. Nu, nu sunt. Sunt, o să-i vedeți acum. În aplauzele voastre! Începem cu sportivii sau cu sportivii? Fotbaliști. Cu fotbaliști. Da. Ok, da, da, da. V-ați uitat acolo, tinerețe, frumusețe, sport. În aplauzele voastre, fotbaliștii, adică Lucian Goge. Stop. Unde e muzica? Unde e lumina aia nebună? Haide, mițule, așa. Voi sunteți gata? Da. Lucian Goge, Rareș Lazar, Alexandru Ioniță, Rareș Ilie și Cristian Ignat! Bine ați venit, domnilor! Ia uite-i! Sigur ați recunoscut echipamentul și sigur vă bucurați să-i vedeți aici alături de noi. Nu am emoții, se distrează, au de gând să-și facă de cap. Hey, hey. De cealaltă parte, e-sportivio! Octavian Crețu, Alexandru Ion, Costin Vrânceanu, Alexandra Chirică și Teodor Zeciu! Salut, bine ați venit, domnișoară și domnilor! Nu-i nimic, stai aici, nu-i problemă. Nu-i bai. Iată-i că avem față în față sportivii care își dau plămânificații inima și gingiile pe teren și e sportivii care își dau ochii, mâinile și sincronizarea în fața unor monitoare pentru multe ore pe zi. Asta avem astăzi și cu asta ne distrăm și vă garantez un joc foarte frumos. Era iunie 25, în 1923. Muncitorii de la atelierele Grivița, cunoscuți în acea vreme sub denumirea de ciocănari, s-au întâlnit la școala primară din cartier și ce credeți că au făcut? Au semnat actul de naștere al Asociației Culturale și Sportive CFR, adică Rapidul de astăzi. La 10 iunie 1939 se inaugura stadionul Giulești. Rapidul a luat 3 titluri naționale, 13 cupe ale României și 4 supercupe. Și din câte se zice și se pare, are cei mai mulți suporteri atât în București
că și în toată țara. Lucian Goge, 29 de ani, capitanul. Este cel mai vechi jucător din echipă, a jucat chiar de la primul meci de la Renașterea Rapidului din 2017 în Liga 4. Este căsătorit și are un băiețel, Zian, de 1 an și 6 luni, să vă trăiască. Ce nume frumos! Nu suportă minciuna și nici să doarmă mult, îi place în schimb să citească și să călătorească. Lucian, te rog să ne prezinti și nouă restul echipei. Alături de mine este Rareș Lazar, de Alex Ioniță, Rareș Ilie și Cristian Ignat. Bun, mulțumesc. Rareș, mijlocaș central. A debutat în Liga 1 la 15 ani, 1 lună și 17 zile. La acea dată doar Nicolae Dobrin debutase la o vârstă mai fragedă. Foarte tare. Este calm și nimic nu-l poate scoate din pepe. Alexandru, 31 de ani. Atacant crescut în pepinirea Rapidului, căsătorit, 2 copii, a plecat să vă trăiască. Mulțumesc. A plecat de la Rapid în Germania la FC Köln, iar în această iarnă s-a reîntors acasă după 8 ani. Este considerat copilul Giuleștiului și este printre cei mai iubiți jucători. Foarte tare. Rareș este un mijlocaș extrem de tehnic și driblează cu o mare naturalețe. Este convocat constant la naționalele de juniori ale României. Este născut în Republica Moldova, Cristie. Ia uite ce... Ca poziție de joc fundaș central de mare viitor. Are și o poreclă, Micuțu. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Sper să vă distrați. O să ne distrăm. Baftă! Mulțumim. Baftă! 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 De cealaltă parte, Esportivi! Hai, mă, hai! Octav, a.k.a. Ang. Am zis bine? Perfect. Vezi că de mic am fost deștept, dacă da. Este capitanul Esportivilor și CEO organizației de gaming profesionist din care fac cu toții parte. Produce și regizează evenimente de profil cu zeci și sute de mii de spectatori. A participat la prima competiție de profil la 12 ani și a câștigat primul concurs la 13 când a și fugit de acasă. Cu cine ai venit? Cu Jackie sau Jaxi. Okay. Alexa. Alexandru Ion, șeful, m-am plătit. Și Teo 10. Bun. Așa pe sec. Și cum e? Ai foile aia, da. Deci fii atent că am venit cu de aici pe ei tu, haide. Costin Jacks este bun prieten cu Octav și împărtășește cu el pasiunea pentru gaming. Bate sălele de jocuri electronice, nu vă speriați? De la 10 ani, la 14 a câștigat primii bani din gaming. Alexandra a început să creeze conținut online de gaming acum 2 ani la insistențele prietenului ei, Costin. E o muncă dificilă care ocupă cel puțin 10 ore pe zi. Alexandru Mamă este liderul suprem al grupului și al companiei de gaming pe care o reprezintă. A făcut 3 ani de doctorat în politici de marketing pentru sporturi electronice. Este foarte greu să fii Alexandru Ion. Ăsta este citatul cu care se recomandă. Este foarte greu să fii Alexandru Ion. O să țin în minte. Teodor s-a apucat de 1 an de YouTube, adică, mă rog, de YouTube, adică de canal de YouTube. Câte? Da, 380.000. Wow, ai muncit ceva, tipule? Muncit, toată viața, da. A fost pasionat de gaming, în special de jocuri horror. Chiar dacă cei apropiați îl văd ca pe o persoană calmă, se oftică foarte tare când se joacă. Baftă! 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 Jucăm? Runda întâi, capitanii în față! Să vedem câte variante avem. 8. Am ghicit. Ai câștigat. Am întrebat 100 de români. Mamă, vine primăvara, se așterne în toată țara. Floricele pe câmpii, ce floricele? Ghiocei. Ce? Ghiocei. Ghiocei. Jucăm, pasăm? Cum să pasăm? Nu știu, la Rapid? Nu poți să-ți la Rapid. Jucăm? A început. Atenție, Lucian, atenție. 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 Vine primăvara, se așterne în toată țara, floricele pe câmpii, ce floricele? Lalele. Cu ce
ce mă joc? Nu e pe flori, lasă-l, dă-i timp, Alexa. Vine primăvara, se așterne în toată țara, floricele pe câmpii. Ce floricele? Zambiluțe, domnule. E, foarte bine. Alexandru, vine primăvara, se așterne în toată țara, floricele pe câmpii, ce floricele? Gălbenele. Nu-i acolo. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Vine primăvara, se așterne în toată țara, floricele pe câmpii, ce floricele? Margarete, domnule. Bravo! Ang. Da. Vine primăvara, se așterne în toată țara, floricele pe câmpii, dar ce floricele? Pare rău, mamă, că nu prea am cumpărat flori, dar zicem trandafir, nu? Avem? Cum să n-avem? Avem. 73 de puncte în joc. Am dezamăgit echipa. Vă ascult? Păpădii. Ok? Păpădii. Am înțeles? Păpădii. Ok? Crini? Bine. 5 variante. Lucian. Vine primăvara, se așterne în toată țara. Floricele pe câmpii, ce floricele? Păpădii. Și curimă. Nu? Nu? Hai, domnule, că sunt, cum să nu fie? Câștigă această rundă, fotbaliștii! Gata, s-a spart gheața, da? Acum mergem... Ce mai avem acolo? Albăstrele. Tăpărași. Viorele. Narcis. Revenei. Viorele. Brândușe. Tăpărași. Panseluțe. Tăpărași. Da, cuțite. Micșunele. Brândușe. Da, albăstrele. Brândușe. Floarea Paștelui. Da, mie îmi place mai mult Crăciunița. Serios, e o floare galbenă frumoasă. De porumb. Runda a doua. Puncte simple cu? 6 și 6. Să vedem câte variante avem. 7 variante. Am rugat 100 de români să completeze el și ea într-un restaurant italienesc. Iubitule, dar chiar insist să iei o guriță de... Vin. Ok. Tiramis. Ok, avem. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mersi, Rareș. El și ea, într-un restaurant italienesc. Iubitule, dar chiar insist să iei o guriță de... Pizza. Pizza. Da. Volete. Pizza. Pizzetti. Sì. Favorit? Alexandru, el și ea într-un restaurant italienesc. Iubitule, dar chiar insist să iei o guriță de... Paste. Foarte bine, domnule. El și ea într-un restaurant italienesc. Iubitule, dar chiar insist să iei o guriță de... Bruschete. Da. Da. N-avem variantă. Avem următoarea situație. El și ea, restaurant italienesc, lume multă gălăgie. Mă chemam, mă căche cu doră, mă te bate tine. Iubitule, dar chiar o insist să iei o guriță de... Carbonara. Care ce sunt ele? Paste, da. Sănătate, si. E, avete il diritto di consiliarvi, nu știu cum se zice. Ciao, signore. Ciao, buona sera. Ciao, ragazzi. Lui e lei într-un restaurant italianesco. Iubitule, ma ti prego, prendi, ia o guriță de... Focaccia. Focaccia? Ia niște pâine. No.
acolo, domnule. A încercat. Omul, dacă te uiți la el, e clar că mănâncă lunar. Nu mai des. N-ai ce să-i comentezi. Dacă îl întrebai pe foca acum, dura 20 de minute răspunsul. Lasagne. 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 Expresso. 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 Trei variante. Trei, cinque, e sei. Asta, asta, asta. El și ea într-un restaurant italianesc. Iubitule, dar chiar insistă, iei o guriță de... Expresso. Espresso. Și câștigă această rundă, fotbaliștii. Ai văzut? Dribling frumos, pac, au verticalizat la închidere, pac. Nu știu ce am zis adineori. Efectiv, nu știu, am copiat și eu vorbă cu vorbă. Ce mai avem acolo? Fructe de mare. Stop, stop-o, s-a zis stop-o, aspeta, un frute de mare, n-auzi? Și ce, si, mi-mi plac foarte mult copacii în care cresc fructele astea de mare, sunt fert. Bravo, mă, Rares. Foarte bine, am avut lasagne, Cristi și Rares, nu? Da, da. Bravo, bravo. Altceva? Înghețată. Înghețată. Cannoli. Gelato, sicuro, certo. 140 punti per i fotbalisti e ora siamo a zero per gli altri amici di noi. Ma luamo pausa scurta e ci revenim repeggiore. Este foarte simplu, avem un joc caritabil astăzi. Gândiți-vă că avem o familie, avem o mamă cu două fete care suferă de autism, care trăiesc la ultimul etaj al unui bloc, care are niște găuri în acoperiș. Și nici vecinii nu au bani să repare acel acoperiș. Așa că noi acum strângem niște puncte pe care le transformăm în bani și mergem cu acești bani către familia respectivă, astfel încât să scape de ploaie și de alte nenorociri care vin prin acoperișul ăla nenorocit. Runda a treia, Alex și Alexa. Să vedem câte variante avem. 7 sunt. Am întrebat 100 de români. Medicii ne recomandă să consumăm cel puțin 2 litri de lichide pe zi. Cine este campionul hidratării în regatul animalelor? Elefantul? Favorit, foarte bine. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mersi, Alex. Este foarte bine, Alexa. Este foarte bine. Nu te uita. Lasă, să joace. Alexandru, medicii ne recomandă să consumăm cel puțin 2 litri de lichide pe zi. Cine este campionul hidratării în regatul animalelor? Hipopotamul. Foarte bine, domnule. M-am gândit la mine. Lăsați, lăsați. Teo, medicii ne recomandă să consumăm cel puțin 2 litri de lichide pe zi. Cine este campionul hidratării în regatul animalelor? Camila. Mă întreb sau îmi zici? Camila. Vă zic. Încredere, nu oricum. Așa să zic, așa să zic. Foarte bine, domnule. An, e rândul tău. Medicii ne recomandă să consumăm cel puțin 2 litri de lichide pe zi. Cine este campionul hidratării în regatul animalelor? Leul, am văzut eu odată. Mamă, câtă apă băut. A văzut că au băut. Să știi că nu e un răspuns rău. Da, știu. Doar că românii nu s-au gândit la leu. Nu l-au văzut. Nu. Jaxi. Da. Medicii ne recomandă să consumăm cel puțin 2 litri de lichide pe zi. Cine este campionul hidratării în regatul animalelor? Crocodilul. Zice bine, domnule. E acolo? Nu pot să cred. Aveți dreptul să vă sfătuiți, domnilor? Alexa,
Medicii ne recomandă să consumăm cel puțin 2 litri de lichide pe zi. Cine este campionul hidratării în regatul animalelor? Zebra? Zebra. Nu avem varianta asta. Ia să vedem noi. Ce aveți voi aici? Calul. 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 Rinocerul. Rinocerul? Calul. Calul. 4 variante. 2, 4, 6 și 7, 53 de puncte în joc. Medicii ne recomandă să consumăm cel puțin. Ești îngrijorat de zici că ți-au furat portofelul la universitate. Ce ai? Metrou. E un joc. Medicii ne recomandă să consumăm cel puțin 2 litri de lichide pe zi. Cine este campionul hidratării în regatul animalelor? Rinocerul. Și câștigă această rundă fotbalistii. Ce mai avem acolo? Vaca. Vaca, domne. Vaca. Balena. Bivolu? Da. Ursul. Acum avem o rundă care nouă ne place foarte mult. E cu puncte duble. De acord? Da. Cu cine jucăm? Rare și Alexandru. Hai. Să vedem câte variante. 8. Am întrebat 100 de români. Ce poți vedea pe fundal într-un selfie reușit? Un munte. Un munte, domne. Avem munte. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Alexandru. Cristi, ce poți vedea pe fundal într-un selfie reușit? Un lac. Nu e acolo. Lucian, ce poți vedea pe fundal într-un selfie reușit? Un ocean. Foarte bine. Rareș, ce poți vedea pe fundal într-un selfie reușit? Un oraș. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Alex, ce poți vedea pe fundal într-un selfie reușit? Clădire istorică. Ok. Bun! Bun. Rareș, ce poți vedea pe fundal într-un selfie reușit? Cerul. Știe, domnul, știe. Cristi, ce poți vedea pe fundal într-un selfie reușit? Prieten. Pe fundal? De ce? Îți faci o poză și ești cu prietenii undeva. Și nu joacă neapărat în prim plan. Foarte bine! Lucian, ce poți vedea pe fundal într-un selfie reușit? Apusul? Sau nu putem să-l mai punem? Fost ba, cer. Dacă apus. Ai zis apusul, apusul. Apusul e un... peisaj. Nu avem varianta asta, iar voi acum aveți șansa să recuperați mare parte din diferența de scor. Vă ascult? Mașină. Ok. Monument. Am înțeles. Castel. Ok. Statuie. Am înțeles. Sunt 3 variante acolo, 2-ul, 6-le și 8-ul și v-ar putea aduce ori, vorba aia aproape egalarea, ori o diferență și mai mare la 0. Ce poți vedea pe fundal într-un selfie reușit? La cât le plac românilor mașinile, mașina, nu? Mașina? Da. Câștigă această rundă E-Sportivi! Altceva? Flori. Cum? Copaci. Altceva?
Plajă? Da. Numai la plajă vă stă cap. Copaci și pădure. Copaci și pădure. Runda A. Puncte duble. Da. Cu cine? Să vedem câte variante. 8 sunt. Am întrebat 100 de români. În afară de coroană, ce mai poate fi de aur în castelul unei regine? Brățară. Brățara. Bun. Colier. Ok. Jucăm, pasăm? Pasăm. Pasați? Hai să jucăm! În afară de coroană, ce mai poate fi de aur în castelul unei regine? O masă. Masă de aur. Nu mai gândiți ca niște săraci, zic. Nici eu n-am, dar mă gândesc că dacă aș fi de asta, cum o cheamă regină, mi-aș face, domne. Măcar suflată. Nu e acolo. Rareș, în afară de coroană... Tu dorești spatele, te văd aplicat așa. În afară de coroană, ce mai poate fi de aur în castelul unei regine? Tronul. Foarte bine, domnule. N-ar da moșel un zâmbet, ați văzut? Da, da, e tronul, haide, mergi de aici. În afară de coroană, ce mai poate fi de aur în castelul unei regine? Tacâmurile. Tacâmurile. Foarte bine, domnule! Rareș, în afară de coroană, ce mai poate fi de aur în castelul unei regine? Pat. Foarte bine! Cristi, în afară de coroană, ce mai poate fi de aur în castelul unei regine? Cofer. Da. Aveți dreptul să vă sfătuiți? Lucian, în afară de coroană, ce mai poate fi de aur în castelul unei regine? Farfuriile? Farfurii. Da. Avem? Da. 100 de aur, auzi. 100 de puncte. Sceptru, nu știu. Sceptru. Pocar. Ok. Pahar. Am înțeles. Rochie. Ok. Patru variante. Unele așa, unele așa. Ang. Da. În afară de coroană, ce mai poate fi de aur în castelul unei regine? Sceptru. Ce? Sceptru. Hai că mai bine îi dădeam cu ceas. Bine, mă! Bine. Și câștigă această rundă Esportivii! Ce mai avem acolo? Pahare. 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 A zis Alexandru? Și Alex a zis. Altceva? Lustrele. Bun! Avem 193 de puncte pentru fotbaliști și 226 de puncte pentru e-sportivi. Se poate întâmpla ori și ce. Capitan în față. Să vedem câte variante. 8. Am rugat 100 de români să completeze. Ai nisip pe tine. Așa că înainte să te urci în mașină, te ștergi cu... Păi da, dar aici am... Păi da. Păi nu, deci, ai nisip pe tine, așa că înainte... Păi nu poate fi. Așa că înainte să te urci în mașină, te ștergi cu... Asta zic... Că nu e, adică ai nisip pe tine, așa că înainte să te urci în mașină, te ștergi cu... Deci, Michele, aaaa!
hai că s-a apăsat, stavă domnului. Că deja plecam, că nu mai cancerul și cheile de la când eram cu motorul încălzit deja. Că mergeam noi. Cu mâna. Dalician? Cu mâna. Cu mâna. Bun. Prosopul, nu? Nu. Bun. Jucăm, pasăm? Am pasat. Ai nisip pe tine, așa că înainte să te urci în mașină, te ștergi cu? Tricoul. Bun. Bravo. Alex, ai nisip pe tine, așa că înainte să te urci în mașină, te ștergi cu? Cerceaful de plajă. Bun. Nu-i acolo, dar nu-i panică, e primul X. Rareș, ai nisip pe tine, așa că înainte să te urci în mașină, te ștergi cu? Șervețel. Moment. Ok. Foarte bine. Cristi, ai nisip pe tine, așa că înainte să te urci în mașină, te ștergi cu? Șosetele. Șosetele. Râdeți, la asta m-am gândit. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Lucian, ai nisip pe tine, așa că înainte să te urci în mașină, te ștergi cu? Cămașa. 213 puncte. Vă ascult? Apă. Ok? Peria. Am înțeles? O cârpă. Am înțeles? Șervețele uscate. Am înțeles. Patru variante descoperite, patru nedescoperite. Dacă îmi dai răspunsul, Ang, dacă îmi dai 3-ul, 5-ul, 6-le sau 8-ul, câștigați runda, câștigați jocul. A, da? Dacă nu, nu. Ai nisip pe tine, așa că înainte să te urci în mașină, te ștergi cu? Antante, dies, mă, ne cumpăne, Antante. Apa. Așa a picat. Așa a picat. Ștergi cu apă. Ștergi cu apă. Așa a picat. Cu apă. Și câștigă runda, și câștigă jocul eSportiv. Ce mai avem acolo? Lavetă. Lavetă? În primul rând, cred că avem șervețele uscate. Da. Șervețele uscate. Altceva? Iarbă. Umbrela de pălăria de soare. Cârpă! Spuneți-mi puțin cu umbrela de pălărie de soare. Că nu. Că, nu, deci, nu că n-am, eu n-am, mi-am dorit de mic, dar n-am avut bani să... Deci o umbrelă de pălărie de soare, cum? Unde se găsește așa ceva? Și de, nu, întrebare, de ce se găsește așa ceva? Să te apă de soare. Wow, le-am ghicit pe toate. Ați avut toate răspunsurile, bravo, da. Foarte bine jucat. Pregătiți-vă pentru runda fulger. Iar vouă, domnilor, vă mulțumesc că ați venit, ați jucat foarte bine. Chiar ați jucat foarte bine. Sper că v-ați simțit bine. Foarte și bine. Sper să ne mai vedem la un moment dat. Cu drag, cu drag. Toate bune, domnilor. Toate bune. Sănătate, mersi, să fii bine. Pauză scurtă, revenim cu eSportiv, încercăm să câștigăm și premiile ediției. Au câștigat 439 de puncte care vor fi transformate în bani și împreună cu Doamne ajută, premiile ediției vor merge împreună, zic, banii ăștia la familia care are nevoie de noi. După pauză vă mai spun, vă mai povestesc încă o dată, asta acum mă refer la cei care au deschis televizoarele mai târziu. Pauză, revenim! Și am revenit, doamnelor și domnilor, cu un joc extraordinar. Avem aici eSportiv care au reușit să câștige acest joc, au strâns, nu mai știu acum câte puncte, dar sigur țin socoteala colegii mei, care se vor transforma în bani și acei bani vor merge la o familie,
o familie formată din o mamă care este doctor și două fete care suferă de autism. Problema lor la momentul ăsta, cea mai dureroasă, este că trăiesc într-un apartament la ultimul etaj al unui bloc și trece ploaia prin acoperiș. Așa că noi luăm banii ăștia și sper ca și banii din runda Fulger, 2500 de lei, mă bazez pe voi. Sigur. Și îi donăm către această familie în speranța că vor reuși să-și repare acoperișul. Mă rog, o să fim alături de ele mai mult de atât, dar o luăm pas cu pas. Acum, ce facem? Ne facem, avem niște probleme de nu s-a mai văzut. Că-s două manșe, una are 20, una are 25 de secunde și trebuie să facem 200 de puncte, domne. Cu cine încercăm? Reușim? Nu, că nu încercăm. Cu Alexa și cu mine. Haideți! Cu cine încep? Cu mine. Ne vedem mai încolo. Da. 20 de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Dacă nu știu un răspuns, tac, pas! Da. Trecem mai departe și ne întoarcem la final dacă mai avem timp. Cronometrul pornește din momentul în care termin de rostit prima întrebare. Poftă. Am întrebat 100 de români. Ce funcționează doar cu o simplă comandă vocală în casa unui pasionat de tehnologie? Alexa. Completați un antrenament de... tenis. Ce indicație îi dă un fotograf unui model? Stai. Din ce mâncare nu poți să faci doar o bucată? Carne. Cum poate fi un joc? Distractiv. Bun. Ok. Vrei să vedem? Nu? Da, da, vreau. Hai să vedem, domnule. Ce funcționează doar cu o simplă comandă vocală în casa unui pasionat de tehnologie? Da. Alex, ai zis, nu? Da. Ia să vedem. Avem așa ceva? Completați un antrenament de... tenis. Tenis. Aveam fotbaliști în față. Nu, asta zic. Nu știu de ce n-ai fi zis tu fotbal, dar știu, poate că avem și tenis. Cred că din răutate n-ai zis. Uite, 7. Vezi că la 7-7-7 dă cu cireșele, e nenorocire. Ce indicație îi dă un fotograf unui model? Stai. Stai, nu pleca. Zâmbește, trebuie. Uite! Din ce mâncare nu poți face doar o bucată? Mi-a venit și mie primul lucru. Carne. Ok. Ia să vedem. Eu am zis 40, poate mă apropii. Cum poate fi un joc și tu ai spus acum? Distractiv. Zici foarte bine, aici cred că dăm lovitura. Sper. Hai să vedem, și eu sper. Foarte bine, domnule. Hai, hai, se poate face. Suntem în cărți încă. Și lumina, și lumina. Hai, și vine acum Alexa. Bine ai revenit. Bine te-am regăsit. Câte puncte crezi că a făcut Ang? După față, puține. Ce să zic? 25 de secunde la dispoziție pentru a răspunde la 5 întrebări. Super. Nu știu un răspuns, pas, trece mai departe, ne întoarcem la final. Ok. Dacă îmi dai un răspuns, se aude sunetul acesta, înseamnă că am primit deja acel răspuns de la Ang și ar fi bine să-mi dai repede un altul. Repede. Ok. Jucăm? Bun, jucăm, sigur. Baftă. Mersi. Am întrebat 100 de români. Ce funcționează doar cu o simplă comandă vocală în casa unui pasionat de tehnologie? Luminile. Completați un antrenament de... fitness. Ce indicație îi dă un fotograf unui model? Zâmbește. Din ce mâncare nu poți face doar o bucată? Din ce mâncare... carne, nu știu. Cum poate fi un joc? Greu. Din ce mâncare nu poți face doar o bucată? Ne întoarcem acum și încercăm să facem 200 de puncte. Ținem pumnii, da? Hai să vedem. Avem deja 68. Ce funcționează doar cu o simplă comandă vocală în casa unui pasionat de tehnologie? Tu mi-ai spus?
Luminile. Ok, Google, turn on the lights. Yes. Și ăla zice, repeat, I didn't understand. Lumină, TV, telefon, radio, computer, muzică, ușă centrală. Nu, ușă și cred că e virgulă centrală. Că ușă centrală nu... Completați. Un antrenament de, și tu mi-ai spus? Fitness. Fitness. Ați avut aici fotbaliști în față timp de o oră, n-ați fi zis fotbalist să vă pic cu ceară. ...29 de puncte, ai fost la un pas distanță de răspunsul favorit, fotbal. Apoi fitness, box, volei, basket, tenis, handbal și gimnastică. Ce indicație îi dă un fotograf unui model, mi-ai spus? Zâmbește. Avem 137 de puncte, nu lipsesc decât 63, am putea să le facem, reușim? Da! Hai să vedem. ...49! Răspuns favorit, să zâmbească. Cum să stea, să nu se miște, adică stai, aluang. Unde să privească, să fie naturală, să nu se îngrașe, să stea jos. Din ce mâncare nu poți face doar o bucată? Și aici mi-ai spus... N-am spus. Favorit, ciorbă, sarmale, tocăniță, ardei umpluți, pilaf, chifteluțe, ciulama, musaca. 14 puncte. 14 puncte. Am aici ce mi-ai zis tu. Deci, cum poate fi un joc? Tu mi-ai spus? Greu. Greu. Poate. Am aici dificil. Și se asimilează. Dificil. Cum poate fi un joc? Favorit? Am distractiv. Apoi am frumos, de noroc, dificil, captivant, plictisitor, lung, educativ. Să vedem dacă dificilul ăsta de pe locul 4 face 14 puncte. Și reușim! Foarte bine, reușim! Astăzi am reușit să adunăm niște bani, să ajutăm o familie de 3, o mamă care este medic și 2 fete care suferă de autism. Sper eu că am reușit să reparăm acoperișul, dar dacă n-am reușit, eu vă promit că nu ne oprim aici. Și până va fi gata acoperișul, eu nu mă opresc. Și sunt sigur că nu sunt singur în treaba asta, ci sunt toți colegii mei. Mai am acolo un Alexandrescu, mai am mai mulți, uite. Neamțul în cască, suntem mai mulți și eu vă promit că acoperișul acestei familii va fi făcut. Dar mai mult decât atât, eu sper că v-am făcut să râdeți, să vă simțiți bine. Pentru că, sigur, contează și ce ajutăm acolo, dar cred că fiecare om merită să fie ajutat, măcar cu un zâmbet, în fiecare zi. Să fiți bine, să fiți sănătoși și să zâmbiți cât de des puteți. Domnilor, haideți și voi! Hai, cu încredere! Pentru astăzi, se gătă. Să fiți bine!